După ce cu două săptămâni înainte s-au desfășurat la București alegerile pentru funcția de președinte al partidului, rezultatul îl știți, președintele a fost ales în persoana domnului Vasile Blaga. În 6 aprilie s-au desfășurat alegerile pentru celelalte funcții din Biroul Permanent Național. În cadrul acestui Consiliu Național de Coordonare, organizația SĂLAJ a fost reprezentată de către 11 delegați de drept și aleși. Alegerile s-au desfășurat pentru funcțiile de prim-vicepreședinte, vicepreședinți pe diferite domenii de activitate, vicepreședinți regionali, secretari executivi pe domenii de activitate, secretari executivi regionali, secretar general al partidului, membri ai comisiilor de statut, etică și litigii și respectiv ai comisiei de revizie și control. Ca și orice competiție, sigur că și această competiție internă a presupus o luptă între idei, între proiecte, nu în ultimul rând între orgolii, însă noi suntem convinși că odată cu finalizarea acestor alegeri, toată această luptă s-a terminat și se va materializa în proiectele pe care Partidul Democrat Liberal și le va propune și în opoziția pe care o vom face actualei guvernări. Așa cum știți, cel mai, din punctul nostru de vedere, probabil cel mai interesant aspect al acestor alegeri este faptul că organizația SĂLAJ este reprezentată în Biroul Permanent Național prin președintele Lucian Bode, pe funcția de secretar executiv regional, regiunea Nord-Vest. Spre deosebire de alte alegeri, când, mă rog, unii concurează singuri și și este chiar a avut contracandidat și satisfacția este cu atât mai mare cu cât a fost ales de către cei din regiunea noastră. Sălajul mai este reprezentat în Biroul Permanent Național de către alți doi sălăjeni susținuți de către alte organizații județene și este vorba despre Andreea Paul, prin vicepreședintele partidului, și de către Daniel Buda, președintele Comisiei de Statut, Etică și Litigii. Probabil că într-un orizont de timp mediu vor urma alegeri la toate eșaloanele partidului, de jos în sus, pornind de la organizațiile secțiilor de votare și până la birourile permanente județene, însă aceasta după un program care va fi stabilit ulterior și, v-am spus, într-un orizont de timp mediu, nu foarte scurt. Calendarul acțiunilor interne ale Partidului Democrat Liberal, în prima ședință de Birou Permanent Național s-au adoptat câteva decizii importante care vizează tocmai ceea ce spunea, printre altele ceea ce spunea și domnul Bârsan, și anume începând cu inventarierea la tot ceea ce înseamnă militanți, membri ai Partidului Democrat Liberal, într-o perioadă relativ scurtă, până pe data de 13 mai, urmând ca vicepreședinții regionale împreună cu secretarii regionali să prezinte într-o săptămână un proiect de acțiuni politice în teritoriu pentru anul 2013, iar vicepreședinții aleși pe domenii, respectiv secretari executivi, președinți de comisii de specialitate, până luni au termen să prezinte un proiect pe tot ceea ce înseamnă domeniul pe care îl coordonează, politici publice pe care PDL, Partidul Democrat Liberal, dorește să le promoveze în acest an, sigur, prin vocea celor aleși în aceste funcții în Biroul Permanent Național. În ce privește alegerile interne, sigur că vor fi organizate, așa cum spunea Bârsan, aici de jos în sus, organizații alegeri pe secțiile de votare, pe birouri permanente locale comunale, birouri permanente locale orășenești, municipal, și în final alegeri la organizația județeană. Ca și orizont de timp, o să vă spun că ar fi undeva la începutul anului viitor, undeva ianuarie-februarie,
începutul anului 2014, într-o proiecție logică a finalizării acestui proces. Am înțeles întrebarea. Eu cred că dacă existau astfel de intenție din partea cuiva, eu nu cred că există, dar dacă exista, ea se manifesta categoric la CNC. Condițiile în care, totuși, din partea doamnei, din partea moțiunii noul PDL, o nouă Românie, am candidat 36 de colegi susținători ai acestei moțiuni. Sigur, din nefericire, cu regret spun, au fost aleși 4, unul din cei 4 fiind eu. Mă îndoiesc că există o astfel de intenție și, sigur, ca un element pe care, dacă tot m-ați întrebat, vin și îl aduc în fața dumneavoastră, dincolo de susținerea pe care am avut-o din partea Biroului Permanent Județean, dincolo de susținerea pe care am avut-o din partea organizațiilor care au susținut moțiunea doamnei Elena Udrea. Mi s-a părut firesc și normal ca înainte de a depune candidatura să am o discuție cu președintele partidului, domnul Vasile Blaga. Și doar după discuția pe care am avut-o cu domnia sa, mi-am depus candidatura. Pentru că mi se pare normal, odată ce ai câștigat președinția partidului, dorești să-ți impui propria politică, inclusiv politica de cadre în Biroul Permanent Național. Ne-am lămurit asupra tuturor aspectelor care erau neclare și în urma acestei discuții mi-am depus candidatura. Așa că am avut, dacă vreți, girul președintelui partidului în momentul în care am candidat. Deci nu cred și cred că până la urmă, dacă președintele Vasile Blaga are vreun bumerang în mână, ar trebui să-l trimite spre USL. Exact ceea ce spuneam în scurta mea intervenție la început, vom creiona împreună toți cei 6 președinți de organizații județene în frunte cu liderul spiritual acestei regiuni, domnul Emil Boc, vom creiona prioritățile acestei regiuni, prioritățile politice. Eu am un plan pe care vreau să-l discut cu ei. Nu am candidat doar pentru a avea așa, ca un trofeu, funcția de membru în BPN. Eu am mai fost membru în Biroul Permanent Național în mandatul domnului Emil Boc și am demisionat odată cu domnia sa. Am candidat la solicitarea colegilor și a susținătorilor pe care i-am avut. Le mulțumesc și pe această cale și împreună cu ei, împreună cu liderii acestor organizații, împreună cu Emil Boc, o să prezentăm mai întâi în Biroul Permanent Național care ne sunt prioritățile, care este viziunea pentru această regiune. V-am spus doar finalitatea pe care o urmărim, și anume, regiunea de Nord-Vest trebuie să fie pe prima poziție, politic vorbind, între cele 8 regiuni și avem toate șansele. Aici au fost așa, doar nu știu, cred accidental lider de stânga în această regiune, preponderent, pentru că la Satu Mare din 90 a condus doar UDMR-ul sau, în fine, acum pe o înțelegere între partidele românești a reușit să câștige un român președinția Consiliului Județean, sigur, la Bihor este, Bihorul este de dreapta, sunt liberalii, Clujul, cred că
putem să-l numim ca majoritar de dreapta, sunt democrat-liberali. Bistrița a fost de 22 de ani, lider a fost Ioan Oltean. Sigur, acum președinte este un domn de la PSD, domnul moldovan, dar în marea majoritate a timpului a fost condus, județul a fost condus de un om de dreapta. Despre Sălaj o să vă vorbesc, că îl cunoașteți foarte bine, dar îmi doresc, încă o dată spun, îmi doresc ca Sălajul și regiunea de Nord-Vest să fie gestionate de oameni politici cu viziuni, cu viziune și cu un crez de dreapta. Aceasta este finalitatea. Ce vom face pentru acest lucru? O să vă prezentăm imediat după ce convenim cu toți asupra programului de activități.